pentru românii care vor tranzita punctele de frontieră în aceste zile, pe site-ul Poliției de Frontieră a fost introdusă o secțiune unde este afișată media timpilor de așteptare în toate punctele rutiere de trecere a frontierei, oferind conducătorilor auto posibilitatea de a opta pentru alegerea unui traseu cât mai puțin aglomerat. Pentru a veni în sprijinul celor care intră sau ies din țară, începând de astăzi, este funcțională o nouă aplicație online, care poate fi accesată de pe orice calculator sau terminal mobil, smartphone sau tabletă cu acces la internet. Aplicația folosește modul de navigație furnizat de Google Maps, putându-se configura traseul către un anumit punct de trecere a frontierei, ce înregistrează valori de trafic scăzute. Timpii de așteptare din punctele de frontieră sunt actualizați în timp real, pe aplicație apărând trasee de culoare verde, galbenă și roșie. Pe prima pagină a site-ului Poliției de Frontieră poate fi vizualizată o aplicație online reprezentată de harta României, numită media timpilor de așteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei deschise traficului internațional. Accesând aplicația, se pot vizualiza punctele de trecere a frontierei, care sunt marcate în funcție de trafic și timpii de așteptare în culori diferite. Verde, timpii de așteptare până la 20 de minute, galben, timp de așteptare până între 20 și 60 de minute și roșu, timp de așteptare peste 60 de minute. Aplicația este actualizată în timp real. În momentul de față apare culoarea verde pe toate punctele de trecere a frontierei. Culoarea verde însemnând că timpii de așteptare sunt până în 20 de minute, dacă timpii de așteptare depășesc 20 de minute, se face galben, peste 60 de minute va apărea culoarea roșu. Dorim să mergem spre vest, să ieșim pe la frontiera de vest, spre Ungaria, de exemplu, accesăm un punct de trecere a frontierei, avem aici punct de trecere a frontierei pe autostradă, în lac 2. Timpul de așteptare în momentul de față este de 0 minute și putem să folosim prin modulul Google Maps, putem să configurăm un traseu spre acel punct de trecere a frontierei. În acest fel, oricine deține un telefon mobil cu acces la internet poate afla din timp care este cel mai bun traseu de urmat pentru a tranzita punctele de trecere a frontierei, atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire din țară. Potrivit MAI, săptămâna trecută peste 1,2 milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierei României.